Ieri a avut loc proba scrisă a concursului pentru posturile de director și director adjunct. În județul Constanța au participat 225 de profesori, dintre care 192 au fost admiși pentru funcția de director, respectiv director adjunct. La Megidia, cel mai mare punctaj a fost obținut de profesorul Marius Furtună de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, 48,125 de puncte. Proba scrisă a constat într-un test grilă cu 60 de întrebări elaborat de Ministerul Educației. Candidații au avut 2 ore la dispoziție pentru a-l rezolva. Potrivit Ministerului, acesta a vizat evaluarea aptitudinilor cognitive și a competențelor manageriale ale candidaților. În municipiul Megidia, cel mai mare punctaj a fost obținut de către profesorul Marius Furtună de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu cu 48,125 de puncte, care este și în prezent directorul acestei unități de învățământ. Ieri a fost prima probă acestui examen de ocupare a funcției de director. Din punctul meu de vedere, a fost o probă teoretică dificilă. Deși bibliografia a fost rezonabilă și calitativ și cantitativ, componenta de evaluare a competențelor cognitive a fost un pic neașteptată, cel puțin pentru mine personal. Am depășit însă această etapă. Ne pregătim acum pentru celelalte două. În perioada 17 octombrie și 17 noiembrie vor fi desemnate câteva centre, nu știm încă unde, și se vor susține celelalte două probe, și anume evaluarea obiectivă a CV-ului fiecărui candidat și apoi proba de interviu, în care vom prezenta oferta managerială și planul operațional pentru anul viitor. Sunt etape firești și normale și noi toți directorii în funcție acum sau cei care aspirăm spre această funcție credem că e oportun și era nevoie de un astfel de concurs care să stabilizeze un pic relațiile pe care directorul le are cu școala, cu părinții, cu instituțiile. Zișan Sicu, care este și în prezent directorul școlii gimnaziale Constantin Brâncuș, a promovat examenul cu 38,75 de puncte. Sorina Eftimi, director al școlii gimnaziale Lucian Grigorescu din Medgidia, a obținut 41,25 de puncte. Pentru aceeași funcție a candidat și profesoara Simona Dănilă, care a avut un punctaj de 46,875. Cu toții ne pregătisem și ne axasem mai mult pe informații teoretice, studiasem bibliografia dată în metodologie. Au fost foarte multe exerciții, v-am spus. Surpriză, neașteptate, de multă logică, de atenție, care aveau niște demersuri logice pe care, dacă nu le-ai fi descoperit din timp, ai fi riscat să le efectuezi greșit. Au fost 60 de itemi. Cine a reușit să-i parcurgă a fost admis în etapa următoare. Cine nu, se poate prezenta la o nouă etapă a concursului care se va realiza în primăvara anului viitor și poate opta pentru una din funcțiile rămase vacante. Urmează în perioada 17 octombrie până pe 17 noiembrie cele două probe rămase, și anume proba de evaluare a CV-ului și a scrisorii de intenție și proba interviului. Vor fi susținute în aceea zi timp de jumătate de oră, câte un sfert de oră pentru fiecare, în prezența comisiei, care este alcătuită dintr-un inspector școlar, 2 consilieri locali și 2 delegați ai cadrelor didactice din școala respectivă. Nu toți candidații din Medgidia au reușit să promoveze acest examen. Profesorul Adrian Ilie a obținut doar 31,25 de puncte la concursul pentru funcția de director al școlii gimnaziale Constantin Brâncuș, fiind respins. În perioada 17 octombrie-17 noiembrie va avea loc proba interviului și a evaluării CV-ului. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 noiembrie, iar contestațiile se vor putea depune în perioada 21-23 noiembrie. Data limită de soluționare a acestora este 9 decembrie, iar pe 16 decembrie directorii vor fi validați de către Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean.